Tragicul eveniment s-a produs duminică dimineață pe drumul județean 203A, între localitățile Valea Râmnicului și Ziduri. Tânărul conducător auto tocmai își luase sora și părinții de la o nuntă. Ei se întorceau acasă când, într-o curbă, din cauza vitezei excesive, șoferul a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat în afara șoselei. Din primele verificări rezultă că accidentul s-a produs datorită neadaptării vitezei din partea conducătorului auto la condițiile de drum. În momentul în care acesta s-a dezechilibrat, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, autovehicul s-a răsogolit mai multe ori. În urma acestui incident a rezultat decesul unei persoane, rănirea gravă a mamei conducătorului auto și rănirea ușoară a tatălui său și a conducătorului auto. Accidentul a fost fatal pentru sora de 19 ani a șoferului. Fiica viceprimarului din Ziduri, Loredana, și-a pierdut viața pe loc. Conducătorul mașinii, Alin, în vârstă de 21 de ani, și părinții săi au fost transportați de urgență la Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat. Viceprimarul comunei Ziduri, Marian Gengoș, a fost externat după 24 de ore, în timp ce soția sa a fost trimisă pentru mai multe investigații la Spitalul Florasca din capitală. În urma accidentului rutier, la Spitalul Județean de Urgență Buzău a fost transportat un tânăr în vârstă de 21 de ani. Acesta a suferit un traumatism craniocerebral minor cu criză de pierdere de cunoștință și traumatism craniofacial cu multiple plăgi ale feței, epistaxis bilaterar oprit spontan și contuzie umăr stâng. Tânărul va rămâne internat pe secția ORL a Spitalului Județean pentru mai multe investigații și tratament. Potrivit primelor cercetări, tânărul nu consumase alcool înainte de a se urca la volan. De la obținerea permisului auto, fiul viceprimarului din Ziduri primise o singură amendă pentru depășirea cu 15 km a vitezei maxime admise pe raza localității. În cauză a fost deschis un dosar penal, iar în urma investigațiilor vor fi stabilite împrejurările exacte ale producerii tragediei.